Zani aruncă bomba despre fetele de la Survivor România 2021. Pe cine a pus ochii faimosul cât timp a stat în competiție? Nu este vorba de Ana Porgras. Zani Dache, dezvăluiri uimitoare despre fetele din competiția Fenomen, Survivor România 2021. Zani, câștigătorul Survivor România 2021, face noi dezvăluiri neașteptate despre relația dintre el și Ana Porgras. Faimosul ne-a mărturisit că s-a îndrăgostit de blândețea și de calmitatea campioanei, însă niciodată de ea, așa cum au avut impresia oamenii de acasă. Pentru cei care cred că între mine și Ana a fost ceva, este adevărat, dar pentru cei care cred că a fost o relație de iubire, nu este adevărat. Negam că e ceva între noi pentru că asta spuneau cei din echipa mea. M-am îndrăgostit de calmitatea și de blândețea ei, nu de ea. Am început competiția, am văzut ce serf aveam în jur și aveam nevoie de afecțiunea aia feminină și a apărut Ana. Dormeam împreună, mancam, spalam hainele împreună și asta mi-a plăcut la ea. Ne-am împrietenit și a apărut că. Dar dacă îmi place de cineva, transmit treaba asta și mai bine aflu mai repede. Când o să mă îndrăgostesc de o femeie, veți afla, tip în gura mare, a dezvăluit Zani, la ștafeta mixtă. Zani, despre concurentele care au încins atmosfera la Survivor. Să vezi și să nu crezi. Pe cine a pus ochii Zani cât timp s-a aflat la Survivor România 2021? N-a fost vorba de Ana Porgras, ci de Marilena de la Războinici, despre care ne-a dezvăluit că era inabordabilă. Câteva detalii incredibile, scoase la iveală de Zani, au fost despre Roxana Ghiță. Câștigătorul celui de-al doilea sezon Survivor România a declarat la ștafeta mixtă că Roxana Ghiță era primitoare. După spusele lui Zani Dache, Războinica a fost colindată de Jador, Culiță Ster și ar fi luat masa cu Costi Ioniță. Totuși, faimosul susține că pe Marilena de la Războinici a apreciat-o mult. Marilena era ce trebuie, nu-i îndrăgosteala. M-am îndrăgostit odată la 17 ani, am suferit de masparții, nu mi-a mai trebuit. Cum stătea Marilena pe forme, ea lua puncte și mă uitam la ea. Mai era la noi în echipa care erau asa atragătoare, sunt anumite motive pentru care m-a abțin să fiu 100% sincer. De la Războinici Roxana Ghita mergea, m-am dat la ea înainte de Survivor. La ea s-au mai dat ții alti băieții și când am văzut că e atât de primitoare, dacă voiai să o atingi nu avea nimic împotriva, dacă voiai să o pupi nu avea nimic împotriva. Roxana Ghita, nu eram singurul care o colindam, mai erau Jador, Culita, a luat masa și cu Costi Ionita. Apoi m-am uitat și la Marilena, am zis eu vreau, tu vrei. Si era inabordabilă. Am plecat mai departe. Despre Melina nu vreau să îmi dau cu părerea. A mai fost Adelina. I-am spus că îmi plac ochii ei, a încercat niște jumbus lucruri cu mine. A vrut să se lipească de mine și i-am spus Adelino, hau bau miau. Maria Hașâncu îmi amintea de Ed, Ede și Edie, unul dintre ei avea o scândură în mână. Am fost răcutăcios, dar mi-a plăcut de ea. Mi-a plăcut că era mereu pe față, era realistă. Cred că nu e cazul să-mi dau cu părerea despre Vera. Maria Chitu când a intrat în emisiune nu mi-a plăcut deloc, când a mai trecut timpul nu mi-a plăcut mai deloc. Am avut fete foarte frumoase în competiție, asta nu e de contestat, o frumusețe formidabilă, a dezvăluit Zani Dache despre fetele de la Survivor România 2021.